Aș vrea să vă întreb dacă credeți că e ușor sau greu să vorbești despre lucrurile cerești. E ușor sau greu? O tinel înșoptește ușor. Să ne ajute, Domnul. O, o, da, e frumos. E frumos, așa este. E frumos. Da, e ușor? Da, e greu? În dimineața asta, frații mei, aș vrea să vă invit să stați puțin de vorbă cu Domnul Isus Hristos și să vedeți cum vorbește El despre lucrurile cerești. O să vă invit să vă confruntați cu greutăți, cu probleme de înțeles, cu probleme de semantică, cu probleme de exprimare, cu probleme de concepte. Pentru ca în final să înțelegem greutatea Domnului Isus Hristos de a sta de vorbă cu noi, faptului că i-a fost destul de greu să Mă facă să pricep ce vrea El de la mine și, în același timp, să înțeleg și greutatea mea ca om să mă conectez la cuvântul lui Isus Hristos. Pentru ca astfel să ajung la concluzia că dacă nu există cineva să ne ajute să înțelegem gândirea lui Dumnezeu, noi nu vom putea înțelege ce vrea Dumnezeu de la noi. Cu alte cuvinte, nevoia de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, nevoia de Spiritul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Domnul Isus Hristos a ridicat ștacheta atât de sus încât niciun om firesc nu poate să o sară. Oricâte eforturi ar face un om să împlinească această, eu știu, această, acest ideal al lui Dumnezeu, fiecare dintre noi vom trece pe de sub. Fiecare dintre noi vom cădea la examen. Există o singură șansă posibilitatea inspirației Duhului Sfânt, a călăuzirii Duhului Sfânt și a prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Astfel încât nevoia ca noi să devenim din oameni firești, oameni duhovnicești, este o nevoie impetuasă, imperativă pentru noi azi. Noi nu putem să rămânem la nivelul nostru la care am fost până acum. Noi nu putem să gândim cu mintea noastră firească. Noi avem nevoie de o experiență care să depășească mult tot ceea ce am experimentat până acum. Cu alte cuvinte, în dimineața aceasta o să vă provoc cu cuvântul lui Dumnezeu la o depășire de nivel. Bine ați venit! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Văd musafiri, văd oaspeți, văd familia Popescu că în sfârșit este împreună cu noi. Ne bucurăm tare mult că boala s-a dus. Domnul să ne dea sănătate spirituală la toți. Văd că ne vizitează și mai mici, îl văd și pe Albert cu noi. Frații mei, haide să trecem la treabă. Ioan 3 cu versetul 12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când voi vorbi despre lucrurile cerești? Cui spunea Domnul Iisus Hristos cuvintele astea? Poftiți? Cui? Unuia dintre cei mai calificați oameni ai teologiei din vremea sa se numea Nicodem. Și spune lui Nicodem, auzi, dacă ți-am vorbit despre lucruri pământești și nu poți pricepe, parcă ar fi vorbit de mecanică cuantică, Așa, așa erau lucrurile acolo. Și nu le pricep. Cum vei vorbi despre lucruri cerești care la mintea omului nu s-au suit? Urechea nu le-a auzit. Ochiul nu le-a văzut. Cum veți, cum să vă vorbesc despre lucrurile astea? Frații mei, noi suntem candidați la astfel de lucruri. Sarcina Domnului Isus Hristos în legătură cu noi este aceeași. Mai ales că noi ne-am apropiat de cer mult mai mult decât au fost înainte. Fiind mai aproape de cer, nevoia noastră de a înțelege cerul devine din ce în ce mai puternică. Vor fi lucruri pământești care se vor așeza în calea noastră, ne vor pune piedică. Dacă nu vom înțelege și dacă nu vom vedea lucrurile cerești, nu vom avea acea atracție necesară pentru ca să depășim toate obstacolele. Și acum, după ce am citit versetul 12 din Ioan 3, aceste cuvinte adresate Domnului Iisus Hristos, de Domnul Iisus Hristos lui Nicodem, vă invit să deschidem în aceeași Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu, la capitolul 14, un capitol foarte cunoscut de noi, foarte mult citat de noi, crezut ca fiind foarte cunoscut. Versetul 1. Să nu vi se tulbure inima... Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și Mântuitorul tocmai le spune: Fiți atenți că eu o să plec. În, tata casă, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Dar eu mă duc. Eu mă duc. Și Mântuitorul le spune: Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Că eu mă duc, eu plec, și în momentul acela, în Sufletul Lucenicilor se creează un vacuum. Pe unde te duci, Doamne? Mântuitorul spune, eu mă duc, și versetul 3 spune, mă voi întoarce. Mă duc și mă întorc. Hm, interesant. Textul Spune, mă duc, vă voi pregăti un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Cu alte cuvinte, mă duc pentru voi. Mă duc pentru voi ca să, mă să vă iau la mine. Doamne, devenit n-ai venit pentru noi, că de asta ești aici, pentru noi. Și vorba lui Petru, nu putem să rămânem așa? Nu putem să ne facem trei colibe? Că e bine, e tare bine, Doamne, să vii Tu pe pământ și să stai pe pământ aici cu noi. Ne rezolvi toate lucrurile, ne dai pâine, ne vindeci, ne dai uh, viață. Pământul s-ar putea transforma în rai, așa e? S-ar putea transforma în rai? Răspuns? Nu! Că de ce nu se poate transforma, Doamne, în rai? Aia. E. Că oricât har ar fi pe pământul acesta, câtă vreme ai ieșit păcat pe pământul ăsta, păcatul anulează harul, păcatul anulează binecuvântările lui Dumnezeu, păcatul anulează mila lui Dumnezeu, păcatul face vraiște, distruge tot. Și Mântuitorul spune: Nu, nu se poate. Versetul 2. De fapt, nu, iertați-mă, versetul 4. Mântuitorul le zice, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Mântuitorul este hotărât că vorbește pe limba ucenicilor lui. Le spune, știți tot, nu, nu v-am ascuns nimic. Știți și unde mă duc și calea. Voi mergeți cu mine la tatăl meu. Eu vă pot duce la tatăl. Vă rog să observați: calea era între unde era Domnul Isus Hristos și Tatăl. Eu mă duc la Tatăl, e o distanță destul de mare, corect? Mă voi întoarce de la Tatăl, vă voi lua cu mine și vă voi duce unde? La Tatăl. Pentru noi e simplu azi. Noi știm că Domnul Isus Hristos se referea la învierea Lui, la proslăvirea Lui, la urcarea Lui la cer și așa mai departe. Dar vă rog frumos, pentru un moment, imaginați-vă că ați fi acolo în punctul ăsta din Ioan, capitolul 14, și nu știți nimic din evenimentele care vor veni. Vreau să vă întreb, ați înțelege? Ar fi clar? Mă duc la tatăl. Unde? Mă duc la Tatăl. Mă duc pentru voi. Vă pregătesc locașuri. Și Mântuitorul spune: Știți unde mă duc? Nu este simplă vorbirea Domnului Isus Hristos. Vreau să vă mai dau câteva momente ale discuției lui să-mi spuneți dacă înțelegeți. Ioan 3 cu 13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică de Fiul Omului care este în cer. Vreau să vă întreb: ce înțelegeți din asta? Și le spunea, nu unor oameni care credeau în universe paralele și așa mai departe, unor oameni care trăiesc în epoca cuantică, astăzi, care își fac tot felul de idei în legătură cu faptul că putem oarecum să depășim spațiul, nu, erau pescarii lui, ucenicii lui, cărora le spunea nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer, adică de fiul omului care este în cer. Unde era Domnul Isus Hristos în momentul acela? Cu ei, pe pământ. Unde le spune că e fiul omului în momentul acela? În cer. Lămuriți lucrurile. Le putem lămuri? Ioan 5, 18. Ultima parte. Căutau să-l omoare pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său, spune ultima parte. Și se făcea astfel. Ziceți, deopotrivă cu Dumnezeu, noi când zicem că Domnul Iisus Hristos era Fiul, iar Dumnezeu era Tatălui, cum înțelegem? Înțelegem că Domnul Iisus Hristos e mai mic. Asta e reflexul nostru, după cum un fiu e mai mic decât Tatăl. Dar este foarte interesant ce spune aici spune că Domnul Isus Hristos nu înțelegea așa, ci în momentul în care spunea sunt fiul tatălui, el se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Era cea mai puternică dovadă a sa că el este deopotrivă cu tatăl. Observați cum cuvintele Domnului Isus Hristos răstoarnă felul nostru de a gândi azi. Când zice sunt fiul lui Dumnezeu, asta înseamnă în gândirea Domnului Iisus Hristos că El este egal cu Tatăl. Și dacă vreți un text puțin mai jos, versetul 23, pentru ca tot să cinstească pe fiul cum? Cum cinstesc pe Tatăl? E vreo deosebire între fiul și Tatăl? Nu, să-l cinstească la fel, aceeași cinste, aceeași glorie. Ioan, capitolul 10. De la 36 până la 38. Cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Foarte bine de înțeles. Trimiterea în lumea Domnului Iisus Hristos a presupus sfințirea Lui. Nu era sfânt Domnul Iisus Hristos? Un alt act de sfințenie al Domnului Iisus Hristos cuprins în ideea de întrupare, astfel încât pruncul sau sfântul care se va naște din tine îi spune Îngerul Mariei. Sfântul care se va naște din tine. Versetul 37. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Cum e asta, fraților? Cum e asta? Mă opresc aici, vreau să fac o mică pauză. Las problemele astea cu dumneavoastră pentru că mă voi întoarce imediat după asta în Ioan capitolul 14 pentru a analiza răspunsurile lui Toma și lui Filip. Dar înainte de asta, aș vrea să cântăm împreună. Mulțumim, o Tatăl nostru. Pe lângă aceste probleme insurmontabile, extraordinare, pe care Iisus Hristos le aduce înaintea noastră pentru a vedea cât de mici suntem noi și cât de extraordinar sunt El, este El, dincolo de lucrurile acestea avem un Dumnezeu minunat care s-a îngrijit de noi. Vreau să vă spun un lucru. Lucrările acestea pe care le face Domnul Iisus Hristos, toate erau minuni. Vă aduceți aminte? Vindecarea bolnavilor, învierea morților, ce vreți dumneavoastră? Erau minuni. Și spune, lucrările astea nu sunt ale mele, sunt ale tatălui meu. Vă dați seama că tot ceea ce lucrează Dumnezeu în lumea asta e o minune? Tot. Noi ne-am obișnuit cu ele. Sunt doar câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut prin Isus Hristos cu care n-am fost obișnuiți. Vindecarea leproșilor, învierea morților, dar toate celelalte cu care ne-am obișnuit noi și sunt minuni. Faptul că răsare soarele, faptul că universul stă încă în locul lui, faptul că eu am viață în fiecare zi, faptul că mă vindecă, faptul că mă mântuiește, faptul că a murit pentru mine, sunt lucruri extraordinare. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea între acolo. Toma. Toma. Nu știm Zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Doamne, ne vorbești prea complicat. Mântuitorul le, spus, Mântuitorul le spusese, voi știți. Toma zice, noi nu știm. Nici unde te duci? Nici cum te duci? Nu știm nici unde, nici calea. Cât de blocată e natura noastră. Același lucru se întâmplase cu Nicodem. Vă amintiți? Același lucru se întâmplase cu Nicodem. Mântuitorul îi spune despre nașterea din nou, despre... și el zice, vai... Dar cum poți să vorbești despre nașterea din nou? Poate să intre un om bătrân ca mine în pântecele mamei sale să se nască din nou? Și mântuitorul, mântuitorul îi spune, auzi... Dacă v-am vorbit de lucruri pământești și nu înțelegeți, cum veți înțelege când vă voi vorbi de lucruri cerești? Și îi mai spune, dacă tu, învățătorul lui Israel, nu înțelegi aceste lucruri, ce mă fac cu pescarii mei care sunt aici? Foarte interesant, pescarii au înțeles. Pescarii au înțeles. Filozofii n-au înțeles pescarii n-au zis, nu înțelegem. Toma, marele sceptic, n-a putut să înțeleagă. Datorită acestui fel de a vorbi a Domnului Isus Hristos mai târziu, 70 din ucenicii săi îl părăsesc. Auziți ce spune Domnul Isus Hristos? Dacă nu mâncați trupul meu și dacă nu beți sângele meu, nu veți avea parte cu mine. Păi, Doamne, așa se vorbește. Nu poți să vorbești și tu mai pe limba lor. Mai așa, ca la pescar, nu poți. Și Mântuitorul mai repetă încă o dată. Exact la fel. Și le spune, dacă nu mâncați trupul meu și dacă nu beți sângele meu, nu aveți parte cu mine. Și șaptezeci se rup. Dragii mei, este o vorbire grea pentru firea pământească. Este pâine pentru firea duhovnicească. Dacă ar trebui să rămân mai departe și să intru în, în pielea lui Toma, lucrurile ar fi cam așa. Doamne, putem ști calea noi. Ne putem. Ne, ne spui tu unde te duci? Unde te duci în momentul acesta? Și vă aduceți aminte? Unii spuneau, poate se duce la greci, adică la diaspora, la cei răspândiți între greci, și au dat cu părerea fiecare după firea pământească pe care o avea. Când Mântuitorul le spune, nu știi cum. Păi nu știi că prin mine mergeți la Tatăl? Și Toma se uită și zice, cum prin tine, Doamne? Cum să trec prin tine? Iertați-mă, dar Toma, ca și mine astăzi, avea, avea, un fel foarte, foarte pragmatic de a gândi. Cum să treci prin Iisus Hristos? Adică prin El. Ce e aia? Înțelegeți de ce filozofia și logica noastră umană de astăzi nu prea pricep ce spune Dumnezeu? Când Domnul Isus Hristos îi spune lui, lui Toma, zice, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Când îi spune treaba asta, s-au simplificat lucrurile. E mai simplu? E asemănător cu dacă nu mănâncă cineva trupul meu și bea sângele meu. Pentru mine, astăzi, care am învățat simbolismul și așa mai departe, poate că este mai ușor, dar erau acolo împreună cu el. Lucrurile nu s-au clarificat foarte mult. Nu. Aproape că s-au complicat mai mult. Era ca și cum trupul meu și sângele meu. Mâncați și beți. Și au plecat 70. Și Toma e din nou în punctul ăsta în care zice, Doamne, dar nu pricep. Versetul 20. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl și că voi sunteți în mine. Care e calea? Foarte interesant, Mântuitorul spune, voi știți că toți sunteți în mine. Voi știți că toți sunteți pe inima mea? Voi știți că e asemănător marelui preot de altă dată care avea pe inima lui pietrele acelea prețioase, 12, fiecare seminție își avea numele acolo pe inima marelui preot și Mântuitorul zice, voi sunteți în mine și unde mă duc eu, vă iau cu mine. Voi nu puteți veni, dar vă iau eu cu mine. Va fi mai târziu înălțat la cer, va fi mai târziu în cerul Domnul Iisus Hristos și îl spune, vă iau cu mine. E, e declarația de dragoste a Mântuitorului în momentul în care ucenicii nu pricep nimic. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu vine la Tatăl. Știți că Domnul Isus Hristos spusese, nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Vă aduceți aminte? Nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Acum le spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu se contrazic? Nu se contrazic? Cum e, Doamne? Cine, cine împinge? Cine invită la celălalt? La tine împinge și invită tatăl. La tatăl împinge și inviți tu. Cum e asta? Și e așa ca într-un cerc. Eu vă iau, vă trimit la tatăl, tatăl vă trimite la mine. Și, și Doamne, cum e? care e calea? versetul următor. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut pe tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Rămân asupra ultimului gând. Voi l-ați văzut pe tatăl. Așa zice Domnul Iisus Hristos. L-ați și văzut. Îl văzuseră? Vedeți distanța enormă între ceea ce făcuse Domnul Isus Hristos pentru ei și între ceea ce erau ei? Mântuitorul le spune, eu vi l-am arătat pe Tatăl, l-ați văzut. Și ei spun, am terminat cu Toma, urmează Filip. Când a zis Domnul Isus Hristos, l-ați văzut pe Tatăl, imediat Filip nu mai poate și sare. Doamne, arată-ne pe tatăl. Și de ajuns. Nu să vă zic că... Dacă ăsta este scopul și dacă este calea de la punctul A la punctul B, adică de la tine la tatăl, arată-ne pe tatăl și am rezolvat toate lucrurile. Mântuitorul vine din nou la Filip și îi spune: Filip, nu înțelegi că totul e prin mine? Nu pricep că totul e prin mine? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Mintea lui Filip, Încearcă să înțeleagă. Dacă l-am văzut pe tatăl aici, în tine, de ce mai trebuie să mergem la tatăl? Că ești aici, tu. L-am văzut pe tatăl. De ce trebuie să te duci la tatăl să ne iei și pe noi la tatăl? De ce? care e treaba? Cum e cu calea? Nu ne-ai de ajuns că l-am văzut pe tatăl în tine? Nu ne-ai de ajuns? în momentul ăla Domnul Iisus Hristos nu mai poate și zice Auzi, Filip, nu înțelegi că noi lucrăm împreună? Și de aici încolo începe marea surpriză. Împreună. Fundamental pentru Dumnezeu este lucrarea împreună. Împreună Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Împreună Domnul Isus Hristos cu tine și cu Duhul Sfânt și cu Tatăl. Întotdeauna mântuirea înseamnă să lucrăm împreună, în timp ce atât Toma cât și Filip întreabă câte unul. Doamne, da, ori tu, ori Tatăl, ori Duhul Sfânt, cine dintre ăștia? Și Mântuitorul spune, nu înțelegi că suntem la oaltă? Nu înțelegi că marea noastră, marea noastră realizare este ca voi să fiți împreună cu noi și noi împreună cu voi? Nu înțelegeți că mântuirea înseamnă împreună? Nu înțelegeți că a fi mântuit astăzi, nu când va veni Domnul Isus Hristos, înseamnă să fii altoit în Tatăl. Suntem altoiți? Suntem împreună? Versetele 10. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări care sunt ale lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrurile acestea sau lucrările acestea. Și, Doamne, care e avantajul dacă sunteți împreună? Avantajul este că și voi sunteți chemați să fiți împreună. această imagine face trimitere la Duhul Sfânt. Și Mântuitorul nu mai poate să discute cu ucenicii săi fără ca să includă în această demonstrație prezența Duhului Sfânt. Și Mântuitorul spune așa, ca să putem fi împreună, ca să lucrăm împreună, e nevoie de Duhul Sfânt. Cel care face legătura, cel care realizează această unitate, acest împreună, este Duhul Sfânt. eu voi pleca, zice acolo, dar voi ruga pe tatăl <coughs> să vă dea un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Vă rog să observați versetul 17. Lumea nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți. Nu vi se pare că Mântuitorul are prea multă pretenție de la ucenici? Adică toată lumea nu vede și nu înțelege Duhul Sfânt, dar voi îl vedeți și îl cunoașteți. Biserica lui Isus Hristos îl vede și îl cunoaște. E real sau nu e real? E adevărat sau nu e adevărat? Același lucru pe care Domnul Isus Hristos îl spune în versetul 19 în legătură cu sine. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Cum e posibil toată lumea să nu-L vadă pe Isus Hristos și totuși biserica să-L vadă? Toată lumea să nu-L vadă Duhul Sfânt și totuși biserica să trăiască prin Duhul Sfânt? Cum e posibil? Toată lumea să spună că este ilogic Toată lumea să spună că este imposibil și totuși biserica să spună că este logic și este posibil. Toată lumea să zică că nu există și biserica să spună noi trăim așa. Noi trăim prin asta. Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 36, mi se spune așa. Era la coborârea Duhului Sfânt. Când a coborât Duhul Sfânt în ziua cinzecimii, Petru spune, voi știți ce s-a întâmplat acum? Imaginați-vă, toată lumea privea scena și ziceau așa. Sunt beți. Venise Duhul Sfânt asupra lor, iar lumea care era acolo și care vedea ce se întâmplă spunea, sunt beți. Pricepeau ceva? Nu! Se ridică Petru și spune, voi nu știți despre ce este vorba, voi știți ce se întâmplă acum? Și Petru zice, Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos. Unde? În cer. Și ca rezultat al acestei sărbători cerești, a turnat ce vedeți și ce auziți. În timp ce toată lumea zicea, sunt beți? Petru spune, nu e adevărat, este încoronarea Domnului Iisus Hristos și este Duhul Sfânt care a coborât peste noi. Înțelegeți că e o diferență enormă între firea pământească și între firea duhovnicească, între modul în care înțelege un om și între modul în care înțelege un om călăuzit de Duhul Sfânt. De asta Domnul Iisus Hristos spune, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru ca lucrurile nebune să fie mai adevărate decât adevărul acestei luni. Dragii mei, noi suntem chemați la o realitate care depășește lumea aceasta. Noi trăim printr-o realitate care ține de cer, nu de pământ. Noi suntem, din punct de vedere al lumii acestea, absurzi, irelevanți, făuritori de povești și de visuri. În realitate, noi vorbim și vom vorbi despre faptul că acestea sunt lucrurile care ne fac să trăim. În Efeseni capitolul 2, cu versetul 6, mi se spune că Domnul Isus Hristos, când a fost încoronat, n-a fost încoronat singur. Deci la ziua cinzecimii, când a, primit, a fost primit de către Tatăl și a fost încoronat ca Domn și ca Mântuitor, n-a fost încoronat singur. Efeseni 2 cu versetul 6. Zice așa, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Cine a făcut treaba asta? Tatăl. Când l-a încoronat pe Domnul Iisus Hristos, pe cine a mai încoronat? Vă Pe noi. Noi eram acolo când Domnul Iisus Hristos spune, mă duc să vă pregătesc un loc, dragii mei, El spune, în timp ce mă vor încorona pe mine, în timp ce eu voi primi coroana, în timpul acela vă va încorona și pe voi, pentru că voi sunteți unde? În mine! Eu vă port cu mine, eu v-am dus împreună cu mine, stați pe scaune de domnie acolo, sunteți pe inima mea, sunteți împreună cu mine! Nimic din ceea ce îi se întâmplă Domnului Iisus Hristos în materie de glorie, în materie de încoronare, în materie de înălțare, nimic nu se întâmplă fără noi, se întâmplă cu noi, se întâmplă în noi. Întrebarea care ar trebui să apară de aici, oare creștem? Oare ne dezvoltăm? Oare chipul lui ia ființă în noi? Oare se întâmplă lucrul acesta sau nu? Sau vorbirea aceasta este prea de tot? Nu vă voi lăsa orfani. După ce vă voi mângâia, nu vă voi lăsa orfani. În timp ce cerul pregătește și se pregătește să-i primească, așa zice Ioan 14, mă duc să vă pregătesc un loc. Adică mă duc să vă pregătesc un loc unde să veniți voi, unde să stați voi, unde să fiți. Unde-i locul ăla? Noi ne imaginăm că e vorba de, de apartamente, că e vorba de camere, că e vorba... Frații mei, nu vreau să spun nu așa. Așa este, că Scriptura vorbește și despre asta. Dar Mântuitorul spune așa, locul vostru este unde sunt eu. Unde sunt eu, veți fi și voi. Despre ce 144 de mii spune, vor urma pe miel... Oriunde va merge el, unde e mielul, sunt și ei. Unde este Isus Hristos, suntem și noi. Spuneam și altădată, repet, va trece un mântuit pe nu știu unde, în colțul acestui univers, dacă are colțuri, că nu are Dar zic și eu, undeva, departe. Și cei ce îl vor vedea, vor spune, ăsta, cine este ăsta? Ăsta este al lui Isus Hristos. Ăsta este al lui e coroana lui pe fruntea lui. Este numele dat de Isus Hristos scris pe el. Acesta este pe inima lui Isus Hristos. Vă puteți imagina ce legătură strânsă creează Domnul Isus Hristos între fiecare păcătos pocăit. Rețineți, pocăit, nu doar păcătos. Între fiecare păcătos pocăit și el, de asta spune, nu vă voi lăsa orfani. În timp ce pregătește cerul să-i primească aici a trimis Duhul Sfânt, pentru ca prin Duhul Sfânt, creștinul să fie mângâiat. Să-i se spună prin Duhul Sfânt, tot ce, ve tot ce veți cere cu numele meu, veți primi. Nu veți fi cerșetori, dragii mei, care vor rămâne cu mâna întinsă. Veți fi oameni care atunci când vor cere, vor primi. Veți fi binecuvântați cu răspunsuri, veți fi altfel de oameni. Cum nimeni n-a mai pomenit. Știi ce înseamnă să-ți răspundă cerul? Știi ce înseamnă tu să ceri și tot cerul să vină să slujească? Cum vi se pare? Cum vi se pare? Păi nu zice așa că îngerii sunt duhuri slujitoare care slujesc cui? Celor care caută mântuirea. Adică eu cer, eu mă rog, și cerul întreg vine să-mi răspundă. Din ce cauză? Din cauza Duhului Sfânt. Vine să-mi răspundă. Oh. M-aș putea mândri, așa este. Foarte mulți folosesc rugăciunea în așa fel încât să manipuleze cerul, să vină cât mai repede. De aia, Dumnezeu spune, în genunchi la rugăciune. Ca nu cumva să te mândrești. Ca nu cumva să-ți imaginezi că ești cineva. Nu. Dumnezeu te slujește pentru că te ia de mână altfel ai cădea. Dumnezeu te slujește pentru că ești atât de slab încât nu mai pe genunchi poți să mergi. Și în timp ce tu stai pe genunchi, El te ridică și te face să stai în picioare înaintea. Orice vei cere, vei primi. Nu vă voi lăsa orfani. Noi suntem în Isus Hristos. Prin Isus, noi suntem în inima Tatălui. Versetul 20. Știți că Mântuitorul a zis, sunteți pe inima mea, sunteți în mine. Dar citiți, vă rog, și versetul 20 din versetul 14. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Versetul 21. Cine are poruncile mele le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Este acest împreună, este extraordinar. Mă pregătesc de încheiere, dar aș vrea să rămână cu imaginea aceasta de împreună. Veți cunoaște, eu sunt în Tatăl, voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Noi nu mai suntem în afară. Unde suntem noi? Unde suntem? Suntem în Tatăl. Auziți? Noi suntem în Tatăl. Cine ne-a dus acolo? Domnul Isus Hristos, din ce cauză? Pentru că suntem în Isus Hristos. Din ce cauză suntem în Isus Hristos? Apocalipsul 1 cu 10. Pentru că eram în Duhul. Frații mei, Dumnezeu în cele trei persoane este garanția faptului că suntem împreună cu El. Aș vrea să vă rog să nu vă mai considerați candidați ai acestei bătrâne planete. Vă rog frumos să vă gândiți și să vă, să vă regăsiți ca fiind candidați ai unui cer deschis pentru dumneavoastră împreună cu cerul, nu împreună cu lumea. Împreună cu cerul, nu împreună cu pământul. Împreună cu sfinții lui Isus Hristos, nu împreună cu nimeni care nu-l vrea pe Isus Hristos. Împreună în biserica lui Isus Hristos, niciodată în această lume care este pe punctul de a se termina. Roman 5 cu 5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin Duhul Sfânt și Ioan 14 spune: "Mă iubiți de unde dragostea asta? Pentru că mă iubiți, spune versetul 15, versetul 21. De unde e dragostea asta? De la Duhul Sfânt. A fost turnat în inimile voastre. Și dragostea înseamnă păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fraților, lăsați ca ascultarea, ascultarea frumoasă de Dumnezeu, să fie rezultatul prezenței Duhului Sfânt în viață. Prezențul, rezultatul lucrării împreună cu Dumnezeu. Rezultatul altoirii noastre în Dumnezeu, dacă doriți. Lăsați să fie așa. Este imposibil pentru Firea Pământească, dar pentru Dumnezeu e posibil. Voi încheia cu versetul 28. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, ați fi fericiți. Din ce cauză? Poftiți? Ați fi fericiți pentru că Tatăl este mai mare ca mine. Zice aici. Cu mine Ați ajuns împreună cu mine, dar odată cu mine, când v-am dus la Tatăl, v-am dus la o nouă treaptă de existență. V-am dus și mai sus decât se poate. V-am dus cel mai sus unde poate să existe cineva. În Tatăl. Dragii mei, asta înseamnă să fii altoit. Am vorbit aseară despre parabola viței de vie și acolo în parabolă se spune, voi sunteți altoiți în cine în mine, care sunt vița. Acum mai departe, în Ioan 14 ce ne spune, voi sunteți altoiți în Tatăl meu. Mai mult de atât. Nu se poate. Mai frumos de atât. Nu există. Mai complet de atât. Nu se poate. Doamne, aproape că nu pricepem. Dar prin credință vom înțelege. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că suntem împreună cu tine. Îți mulțumim pentru că nu ne-ai lăsat singuri, ci ne-ai unit cu întreaga Dumnezeire, astfel încât să putem, Doamne, să trăim o altă realitate decât tot ceea ce am întâlnit pe Pământul acesta. Amin. Uneori ne e greu să înțelegem, Doamne. Dar ajută-ne ca prin credință să trăim ce nu înțelegem. Ajută-ne ca prin credință să gustăm ceea ce am auzit. Și să fim fericiți, Doamne, că mai mult de atât nu se poate. Îți mulțumim pentru că ne-ai oferit această desăvârșire începând de aici. Îți mulțumim că ne-ai născut din nou, că ne-ai făcut după chipul tău, că ne-ai făcut părtași de natură divină. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai deschis cerul și că ne-ai făcut un loc acolo. Că locul acesta este în Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai învățat să te iubim și că din iubire ne-ai învățat să ascultăm de poruncile tale. Fă, Doamne, ca să fie nesfârșită această iubire să fim fericiți împreună cu tine. În numele Domnului Isus te rugăm. Facă-se voia ta și vie împărăția ta cum e în cer și pe pământ. Amin.